Salutare, salutare! Radu, ne auzim? Da, da. Ne auzim, ne auzim. Bun, stai să scot și live-ul ăsta de pe ecran. M-am scos pe mine. Atât de rău mă urăsc, încât m-am scos pe mine. Bun, acum trebuie să fie în regulă. Ăsta e Discord-ul, tu te auzi bine. Muzica? Cred că se aude bine, să vedem. Puțin mai încet, dacă okay. Se poate. Andrei Iulian, mulțumesc mult pentru că ai revenit la funcția, la rangul de membru. Salutare! Ce mai avem pe aici? Ia să vedem. Case the Pro Gamer, salutare. L-am văzut și pe Alinem. Salutare, salutare. Bine ai venit. David Gamesplay, salutare. Cristi Merticaru, salutare băieți, salutare. Mă, sunteți mulți, mă, ca de obicei. Răzvan, Cristi, Enea, David Bălăitar, Victor Timiș, Rareș Perneș. Rareș Perneș, am zis bine? Da. Alex Cojoc, Nicu, Andrei Nicolae, Andrei Iordan, dacă pronunț cum trebuie. Salutare, bine ați venit. Salutare la toată lumea, bine ați venit. Barbă Movă, Flash, Coho, Marian, salutare, salutare. Ștefan Umbrărescu, Ciurlică, Răzvan, YouTube, salutare și Levente. Bun, bun, bun. Hai să-i dăm drumul la treabă. Să-mi spuneți dacă se aude, dacă e destul de înceată muzica, să nu vă deranjeze prea mult. Bă, sper să nu mă pună iar să dau restart, că înnebunesc. Că tot timpul când intru prima oară mă pune să dau restart la joc, dar nu înțeleg de ce, pentru că nu găsește servere. 2, e bine? 2, 2, 10, gata. Gamerul albastru, salutare, JTK 2K16. Mamă, ce nume complicat, salutare, bine ai venit. Intrăm pe 2, da? Da, hai că intru și acum, că am fost dat afară din nou. Bine, vezi să nu mai e ban. Astăzi noi avem nivel 6, aproape că ne apropiem de nivelul 7 și astăzi voi încerca să văd ce zone mai am nedescoperite prin Anglia, pentru că vreau să am o descoperită toată, bine, nu tot regatul, ci toată Anglia, că regatul e mai greu de descoperit. Nicușor Gamer, Luis Ungureanu, bine ați venit, bine ați venit. Ștefan Umbrărescu, salutare. Astăzi nu vă cer nici like-ul, nu vă cer nimic, ca doar să fiți aici cu mine, încă sunt după somn, nu știu dacă se observă. Dar nu mi-a sunat ceasul, trebuia să-mi sune ceasul pe la ora 1, ora mea, adică ora 3, ora voastră, dar din păcate nu mi-a sunat. Și m-am trezit eu fără să vreau, după ce am trecuseră toate alarmele. Și de asta m-a cam luat puțin prin surprindere și nu știu cât de mult o să țină live-ul ăsta, dar oricum, o oră și jumătate lejer ne ducem. Bun, ia să vedem pe unde eram noi pe aici. Eu între timp mi-am umblat la setări, așa că dacă o să vă mai bag prin meniu la setări, să nu vă supărați. Dar mi-am stricat setările acum 2 zile. Am vrut să fac să se vadă și la mine, să se miște ca la Barbă Neagră, dar la mine nu se mișcă. Pentru că cred eu că o fi din cauza că nu joc cu 2K și probabil 2K-ul am de senzația super realistă. Dar vine și vremea mea. Vine și vremea 2K-ului, vine și vremea procesorului să fie schimbat la un moment dat. Încet, încet, încet. Câștigă bani pentru propria ta companie, da. Sună bine, hai să vedem ce mai avem noi de descoperit. Păi, din câte văd eu, Radu, din Anglia eu am cam descoperit tot. Mai puțin Sheffield-ul și Grimsby-ul. Corect? Dacă ești pe live. În rest văd că am descoperit tot. Tot ce puteam să descoper fără DLC-uri adiacente sau mai știu eu. Deci, bagoane aflăm în Aberdeen. Mamă, cât de departe. Și ar trebui să găsesc o cursă către Grimsby sau Sheffield. Eu zic că în oricare dintre ele găsesc, pe urmă va fi ușor să ajung de la una la alta. Și dacă fac treaba asta, mamă, dar nu dă din number din number din. Nu prea îmi dă nimic. Salutare Marius Murariu, Cristi Videscu, salutare, bine ați. Sperăm că nu mult, că la 10 trebuie să merg la muncă. 8. Nu, că la 10 eu trebuie să fiu la muncă, deci eu plec pe la un 9 fără de acasă, până iau pe sor mea, până mă îmbrac, deci nu, în niciun caz până atunci. Andrei Iulian Aspreu, salutare, salutare. Pot intra și eu pe tracă? Păi, poate să intre oricine vrea pe serverul 2, dar să nu faceți prostii, nu faceți prostii că luați bani. Radu a pățit și e de Alcasi și tot a luat bani. Robert Simion, bună seara, salutare. Bun, deci vreau să încep așa cu o cursă scurtă ca să văd cum sunt controlele, că le-am zăpăcit, le-am dat peste cap. Așa că o să-mi iau o cursă din Aberdeen în Aberdeen, adică de aici până acolo, cum s-ar spune.
O să-mi iau, bineînțeles, una mai bănoasă, asta de 682. Pentru că vreau să văd dacă eu, dacă sunt în regulă controlele. Că le-am cam dat peste cam. Marian 89, salutare, bine ai venit. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Ce dor mi era de ea. Dar pe unde ieșim? A, uite aici poarta. Bă, momentan pare ok controlul. Nu știu cum mi se pare vomi, îmi pare ok controlul. E, ce mă enervează pe mine? Și ziceam și lui Radu, e că... Chibian, poți să-mi iau de aici? Poți să-mi iau vreo cursă de aici? Că ar fi genial. Endisburg, Endisburg, Aberdeen. Uite, poți să-mi iau o cursă de aici. De aici până acolo, ia să vedem. De unde iau, de unde duc. Da, cred că iau de undeva din spate, ia să vedem. Văd bine? Da, trebuie să iau remorca asta. Ce mă enervează pe mine, ca să-mi reiau ideea, e că... Ești pe server că nu te văd. Băi, eu sunt pe server. A, nu pot să apăs tab-ul, ok. Exact ce vă ziceam. Bă, dar n-am făcut nimic de când m-am logat și am așteptat. Ca să înțelegeți. Trebuie să intru din nou. Uaa? Ce nu-mi place treaba asta la track camp-ul ăsta, tracker să mă pup. Acum spune că e deja deschis jocul. Unde e deschis în mama mătii că nu e deschis? Stați așa puțin ca să nu-mi vedeți parola. Stați să nu-mi vedeți parola. Așa, ce îmi place mie e că volanul, când joc din tastatură, nu e atât de realistic. Adică dacă spamez puțin D-ul, gen să iau puțin dreapta și să-mi corectez direcția, face volanul puști, puști, puști. Adică e destul de nerealistic. Hai, mai intrăm o dată. Poate doară cu noroc. Continuare? Da, eu nu am cursat scurtă pe care ai tu. Mi-ar fi dat ăștia bani. Păi nici nu trebuie, că oricum mă fac repede. Reluare, livrare. Hai mă, dă-mi să vă fac din nou. Vlad Somu, salutare, Cristi Vlogs Gaming. Salutare, bine ați venit. 66. Oh. Andrei Petrovici, salutare. Clientul așteaptă marfa. Păi să aștepte că și eu mă duc acum. Stai așa. Ia uite, mă, sunt pe drum. Vibrano, a, trebuie să iau remorca, ok, stic, uitați-mă. A, da, te văd aici, Radule. Da, da. Acum mă vezi, da? Da. A, da, tu nu vezi mie fața de la camion, nu? Nu, da, pentru că eu am... Tu ai moduri, ai de toate, salut. Da, modul ăla de la... M-am auzit pe stație? Da, da. Am salutat așa și na. Scrunch, bravo. Să nu... Uite, vezi? Când fac stânga-dreapta, uite cum face volan. Tup, 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 tup. Cum ai zis că am pot să-mi scot harta și să o conduc decât cu cea din joc? F3 de 2. Stai așa. Scrunch, bravo. Bun, conducem de pe harta din joc, mi se pare mai realistic, doar că e prea mică și mă cam îndor ochii. Obliceanie novei trase. Doar nu vă mă așa ce ai. Îți bătrân. Uite, am și ratat, vezi? Parcă în alte camioane se vedea mai bine. Nu știu de ce se vede GPS-ul atât de mic. Nu pot să-l fac mai mare, oare? Cel din camion. Cel din camion, da, din tir. David, ce faci? Salut! Zieci, zronda. Uite-mă și pe David al nostru. Păi și ce fac? Am luat-o de aici și unde o duc? În aceeași parcare? Bă, dar de aici am ieșit, am luat-o de aici ca să o duc aici? Nu, ai luat-o de... mai luat-o din față. Da, că aici pare destul de diferit. M-am spirat, zic, mă, ce dracu, o iau din A și o duc în A? M-a pus să fac un sens generatorul la mișto? Punem pe ușurel că... Tot timpul mi s-a întâmplat să ajung repede la destinație și pe urmă să stau... Și să mă... Să frec tirul ăsta până mi-a expirat timpul. Bine, nu neapărat că n-aș știu ca să parchez. Bine, aș ști să parchez, dar ar fi mult mai ușor dacă n-ar fi 20 de persoane puse peste mine. Că asta mi s-a întâmplat. Au fost foarte multe persoane puse peste și efectiv nu vedeam cum să mă încadrez. Și pierdeam timpul, pierdeam banii. Opa. Dau. Sunt bine, a? Hop! Hai mă că am nimerit din prima. Bă, merg bine controlul momentan, deci nu l-am stricat chiar. Te vezi întârziat pentru că am dat reconnect, cred. Ok.
Ai încercat să virez cu mouse-ul? Păi, dacă virez cu mouse-ul, cum mă mai uit stânga-dreapta? Asta e problema pe care o am. Deci virez cu mouse-ul, cu siguranță o să fie mai realistic, dar cum mai văd eu stânga-dreapta? Dacă vreau să mă uit pe geam, dacă vreau să mă uit în stânga, în capul de tir, cum mai fac eu? Cum mai văd eu stânga-dreapta? Asta e întrebarea. Alin. Joacă pe arcad dacă nu este să se mai bagi oamenii peste tine. Nu. Eu ok, mi se pare mai realistic așa, ca să fim cu toții acolo. Eu zic să mergi să dormi. Nu că mi-am dezactivat somnul. Dar cred că poți să dormi și dacă l-ai dezactivat. Stai să văd ce curs am acum. Păi nu, că am curse o grămadă, ce ai? Ai special feed. Păi nu, că e prea departe, nu-mi dă curse, că ție probabil îți dă că tu ai aia activat, da. Tu ai puncte puse, știi? Dar eu nu mi-am pus decât un singur punct. Și au de câta distanță e. Nu, trebuie să-mi găsesc Newcastle, Manchester, Liverpool, n-am niciuna dintre ele. Hai spre Glasgow. Acolo am și eu. Păi Glasgow unde este? Să văd unde e Glasgow ăsta. Păi da, dar ar fi cel mai aproape. Ce mă enervează că nu dă și mie din alea mai mari. Șase mii? Colegu, vedeți ce am rămurță. 6.000, gata pe asta eu. Gata. Stai să dau puțin mai... mai încet. Că unii băieți s-au tare, alții s-au prea încet. Bun. De unde iau... Stai că nu știu de unde iau remorca. A, asta ar trebui să fie a mea. Dar trebuie să mă duc la poartă să o activez, nu? Mai mult ca sigur. Mă duc la poartă să iau. David? Intru în el. Intru prin el, de fapt. Ia să vedem. Ce avem noi aici? Asta o luăm. Am acceptat-o și să-i dăm drumul la treabă. Sau ții click dreapta și te poți uita. Aaa, ok. Eu de pe click stânga și click dreapta mi-am pus... Bă, de ce nu mi-arată GPS-ul pe hartă? Ah, ok, trebuie să iau remorca, am înțeles. Credeam că pot să mă duc fără. Nu râdeți. Mamă, ce tare s-aude! Oh, ia uite, bă, nu se oprește. Stai așa că se aude, mamă, cât de tare se aude. Puțin mai încet. Puțin mai încet volumul. Bă, cred că așa e ok. Ia să vedem. Se auzea prea tare, nu mai auzea absolut nimic în jur când scot capul pe geam. Credem că avem niște motostivuitoare de dus. Am s-a prins, bun, gata. Hai că am pornit, la mine plouă, nu știu ce la tine, dar la mine plouă. La mine e stare. Ce mă enervează așa de la Tracker SMP că nu mai poți lua contracte externe, că nu au făcut ei update la versiune. Da, și eu joc pe versiune mai veche, pentru că am înțeles că decât aia îmi funcționează momentan. A, tu ești în fața mea, hai că da. Te-am reperat. Am o problemă. Mi apare pe OBS cum că aș avea 20 de FPS-uri și că se vede întrerupt la voi. Is that true? Puțin, da. Zici, zronda. Hai că o să las pe tine în față. Pe și unde pot să trag ca să rezolv cazul? Pe o margine. Dar din ce cauză? Eu v-am zis că am umblat la setări. Sorry. Da, nu m-ați crezut că am umblat la setări. Poate mă dă iar afară din joc până fac eu aici, că mă ia cap. Activat înalt. Cred că anti ăsta. Am activat ceva ce nu trebuia să activez, sigur. Cred că corecția de culoare. La oglindă mă interesează să fie cât mai bombă. Pietonii, da. Ia să vedem acum.
Ia să vedem dacă aia era problema sau nu. Bine, suntem și mulți pe aici. Dar nu, nu aia era problema, alta e problema. Stați așa că mi-aduc aminte că am modificat ceva când m-am jucat offline, dar când înregistrez cu OBS-ul, trebuie să mai scos din ele. Că gâfuie, adică eu văd bine în jocul, eu văd bine, dar OBS-ul nu știe să preia ce trebuie, pentru că e prea chinuit. Uitați ce mai avem, ce mai avem, pietoni, filtru, mapping, grafic normal, lumini, participanți, trafic, iluminare secundară, astea trebuie, pietoni, da, vizibilitate, oglinzi, textură înaltă, e ok. Raport imagine 200-300. Da? Ah, păi eu chiar aveam 400, nu știu dacă ai observat. Eu chiar aveam 400. Ia să vedem dacă e asta. Mă, n-auzi că am încercat să mi se vadă și mie cum se vede lui Mihai. Da, uite mi-a crescut la 40 de FPS-uri. Hai că probabil după ce ieșim din oraș o să fie ok. Nu, dar tot e ceva. Nu, că înainte mergea și știu că am mai avut o dată problema asta și am reparat-o, dar nu mai știu din ce făcusă. Rata de refresh am lăsat-o pe 60, chiar dacă monitorul meu e de 140. Luminozitatea pe tot ecranul, folosim corecție culoare. Am scos-o... Detalii vegetații, cred că asta nu m-a interesat foarte mult. Densitate vegetație scăzută, că nu mă interesează. Calitate reflexie mediu, e bine. Umbre... Hai să lăsăm pe mediu. Dimensiune de textură umbre. Nu a scăzut că... Calitate condiții meteo, calitate oglinzi, rezoluție oglinzi. Hai să vedem acum. Bă, dar tot timpul îmi dă load din screen-ul ăsta. Gata, mă, altă viață. Cred, ia stai să scăpăm aici, că e aglomerație... E aglomerație cea vinovată, salutare. Dar de ce zice? Rum, fi rum. Da, da. Are două remorci pe hopa. Să că avem... A, e bine, e bine. O să trimit pe Discord o poză cum arată cu încărcătură, pentru că am văzut că nu vezi. Cât avem acum? Avem... Mamă, tot așa să vedem. Bă, care e setarea magică pe care o scosesem eu înainte? Nu mai știu care... Două secundele. Am luat amendă din prima, uitându-mă la OBS. Dar zic să mai recuperez din drum, că am cam întârziat, ce-i drept. Băi, era o setare care cam e FPS-uri, dar nu mai știu care e aia. Trebuie să mă uit. Trzymaj się lewej stron, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Tu ești în spatele meu, nu? Radu? Da, sunt în spatele tău. A, te auzeai foarte încet, dar... Adică nu te auzeai deloc, te auzeai întrerupt. Oricum, versiunea este veche, versiunea schimbată, puțină grafică mai optimizată. Te cred, dar momentan, din câte am înțeles, trebuie să însetez asta, versiunea asta, 3.14 sau nu știu cum îi zice, 3.17, 3... Naiba să o ia. Bă, combustibil mai avem, nu foarte mult, dar mai avem, cred că ajungem până în Glasgow, lejer. Momentan avem limită de 50 de mile, noi avem 44, e bine, suntem bine și cu viteza, îmi place. Suntem chiar versiunea 1.39, for incompatible mode. Salutare, Alin Aniței, dacă zic bine. Mamă, dar ne-am dus aici, uite cu cât am depășit viteza. Dar trebuie să fiu foarte atent să nu fie vreo cameră. Dacă mai dau încă 140 din... Oh, stai că sunt și curbe. Sunt și curbe pe aici. Și asta e destul de periculos. Înțelegeți, asta mă enervează că animația la volan e foarte ciudată. A, și cred că am umblat și la direcție puțin, că văd că am o problemă. Nu se vede mai bine, tot așa se vede, credeți-mă. Dar mai facem o pauză. Cum văd o parcare, cum am băgat în parcare. În următoarea parcare. Doar să o găsesc. Aici pare a fi parcare, nu? A, nu se lucrează aici, nu e parcare. Păi și dacă trag și eu aici puțin, să supără cineva.
Nu se supără nimeni aici. Nu știu ce microfoane au băieții, dar nu prea să aud deloc, să aud întrerupt. Dof! Da, și chestia că nici nu păstrează distanța, știi? Gamă dinamică HDR. Oare HDR-ul ăsta? Gamă dinamică, nu știu exact ce înseamnă. Calitatea umbrei am scăzut-o, rezoluție oglindă, calitatea oglindă, asta îmi trebuie, totul îmi trebuie. Mapping grafic, lumină, băi, de totul cum era, de ce nu face figurile astea? Set ăsta? Nu e tot așa, 25 FPS-uri. Bă, ce? Din cauza că sunt pe multiplayer, oare că nu înțeleg? Hai că asta e culmea, că... Puțin deranjant, adică cum e foarte deranjant. Textură umbră, n-a scăzut. Dar n-are de ce, că am jucat cu ele aproape pe ultra cu toate. Mai puțin una singură care îmi făcea asta. Dar nu mai știu care îmi făcea asta. Te știu, 23 de FPS-uri, că nebunesc. 23 de FPS-uri? Really? S-a pus băiatul ăsta fix în fața mea. Și acum a plecat și el. După ce m-am chinuit ca să mă dau, a plecat și el acum. Nu e tot așa, deci... Pur și simplu nu trece de 25 de FPS-uri, e incredibil ce se întâmplă. 30. Nu înțeleg ce are. Când faci live cu magazinul? Păi am pus ieri pe comunitate și ați votat Euro Truck Simulator. Acum eu ce să fac? Dacă asta ați votat majoritatea, eu am respectat votul. Votul populației, ca să zic așa. Îmi duce procesorul în 13%? Niciodată n-am avut 13% la procesor. Dar oricum n-am cum să joc așa, stați așa puțin. Mai prindem o parcare. Stai să mai recuperăm din distanță și mai prindem o parcare. Neapărat trebuie să mai prindem o parcare, că n-am cum să joc așa. Dar care este setarea care îmi strică mie tot? E chiar toată țara, gen toată Anglia, și o parcurgi așa cu tirul. Nu, doar descoper zonele care mi-au rămas nedescoperite. Mai am două zone, două orașe nedescoperite. Doar că încerc să găsesc curse către ele și nu prea găsesc, ai problemă. 30 FPS-uri, băi, e ciudat. Foarte ciudat ce mi se întâmplă. Ia să vedem, mai avem vreo parcare? Salut, am dat follow pe Insta, Ionuș 549, mulțumesc, apreciez. Pe ce server ești? Pe tracker MP, pe 2. Raport mănâncă calitate, oglinzi mănâncă mult. Știu că oglinzile mănâncă mult, dar alea mi se par cele mai realistice, sincer. Dar nu, că eu am jucat cu oglinzile la maxim, însă aveam altceva dezactivat, Alin. Dar nu mai... Bă, așa e când te mănâncă în funduleanu să... Să umbli la setări, că mie mi se vede perfect, deci eu văd perfect, perfect. Doar că atunci când bag în OBS, necesită niște resurse. Deci eu văd în continuare, eu văd bine, bine, uite, am 100 de FPS-uri, practic. Dar problema e în... Problema e în joc. E un OBS, pardon. E legat de ce vedeți voi, că eu de văzut văd bine. N-am o problemă. Problema e că trebuie să vedeți și voi bine, că dacă ați vedea cum văd eu acum pe joc, atât de realistic și smooth și fluent, ar fi genial. Dar OBS-ul și el resursele lui separate. Nu sper să nu avem vreo cameră pe aici, că dacă avem o cameră pe aici... Nu e nevoie de ochelari. Mamă ce am luat-o în larg.
poate că am viteză prea mare și nu prea intru în curbe cum trebuie. Că și la direcție am făcut modificări, apropo. Și la direcție și acum virează mai greu puțin. E, și aici am încetinit și m-a prins, mamă, până prinde iarăși viteză încărcătura mea. O, ce m-am speriat. Uite, mulțumim pentru subscribe, Ana Maria Berinde, bine ai venit. Salutare. Ia că am început să-mi apară notificările și la membri și la... Încet, încet își revine Tapstream, fiți atenți. Ce vă spun eu vă. Bă, dar parcare nu mai găsesc, nu? Am gata cu parcările. E, acum o să prindem viteză destul de mare, dar cred că nu e cea mai bună idee să nu încetinesc. 40, hai mă, că e totuși ori. Ah, hai că nu e curba atât de gravă. Unde ești acum sau unde duci marfa? În ce oraș? În Glasgow, nu? Da, da. În Glasgow. În Glasgow. Ce-ai zis? Da, spre Glasgow mergem. Ok. Parcare ceva să mai prind și noi să tragem pe dreapta, nu putem. Pe aici încurcăm dacă facem asta. Am niciodată n-am mers cu atâta viteză în curbe. Sunt un începător, am level 6. Despre ce vorbim? Acum ar trebui să ne ridicem limita la 60. Este o bezerie în față. O să tragi. Da, văd la 200 de metri. Observ. Doar să nu se lipească... De picioare mai exact, să nu se lipească careva de mine. Deși ar trebui să opresc doar în benzinările de pe partea mea, din câte știu eu. Dar... Sunt puțin cioban. Uite că îmi și scrie că e interzis să ies pe aici, vezi? Sunt fix pe unde nu trebuie. Cum oprește-te. Stați așa să ne mai uităm o dată. Raport mărime calitate și oglinzile mănâncă mult, stai așa că... Nu, asta e ok, că am avut-o și la 300 și n-am fost oprimă. Vesincul e activat, sincronizare verticală activată pe 60. Bun. Dacă eu am sincronizarea activată pe 60, de ce mi-apare în joc am 100 și ceva de FPS-uri? N-a trebuit să mi le blochez la 60? Mi-așa mi se pare normal. Alin, dacă ești pe aici și poți să-mi confirm. Rezoluția? 1920x1080? Da, Full HD-ul. Cu așa am jucat tot timpul. Calitate oglinzi. Da. Resetează-le pe toate. Nu, gata, gata. Dau rezoluția medie. Visplate oglinzi. Înalt. O aveam pe asta pe ultra. Cred că asta era problema. Fii atent aici. Ia, înalt, înalt, înalt. Și am scos-o pe aia de pe ultra. Acum ar trebui să fie în regulă. Bine. Doar ar trebui să fie în regulă. Nu e obligatoriu să și fie. Cămăruț, salutare! Cămăruț, să-ți dau un mâț? Să vedem dacă vrea Cămăruț un mâț. Cămăruț, vrei un mâț? Ia să se sizează schimbarea la oglinzi. Da, să se sizează, nu mai sunt chiar atât de mega extra clare. Hai să revenim și să vedem dacă își revine. Dar eu tind să cred că e o problemă de la OBS-ul meu. Că tot cad din ele, deci am scăzut din 4-5, am scăzut și el tot în 20 de FPS-uri. Deci nu e de ori de la calculator, am ceva ce îmi rulează pe fundal, deși nu ar trebui că doar ce l-am aprins. Dar ori nu știu că eu tot cad din detalii și el mă ține în 25, niciodată nu m-a ținut așa. Poate mai e și de la server, dar eu de văzut văd bine, asta e problema. Problema e la OBS-ul ăsta. Ciudățel astăzi. Puțin cam ciudățel. Eu tot scad din ele și el tot nu vrea să îmi crească FPS-urile. Uite și zici că e făcut. Deci care ceva cu mine azi. Mersi, David. Nu și-au dat prioritate. Cam cât mai avem până la, mamă, 75.000. E, ele au mai crescut, dar nu foarte mult. Deci eu dacă mă uit pe obiect și văd cum vedeți voi. Bă, ce... Ceva mănâncă în fundal, deci nu pot, sunt stresat. Sunt stresat, nu pot să conduc.
Bogdan Gabriel, salutare, salutare, bine ai venit, salutare. Așa cineva mai devreme că s-ar putea să fie și de la ploaie. Nu e că am mai condus și pe ploaie, nu e, pur și simplu e ceva ce se întâmplă. Se întâmplă, eu cred că la OBS, cred că nu i-am dat ultimul update, habar n-am, dar până acum n-am făcut așa. Pentru că i-am scăzut deja din 4 setări, le-am scăzut de la ultra la înalt, respectiv la mediu și el tot așa face. Ceea ce e puțin, puțin anormal. Adi Gamer, salutare! Zvolnii, jedeși povyżej dozvolonej prędkości. Am înțeles, acum să facem o curbă la dreapta. Cred că pare a fi gen sinistratorul, nu? Scădem puțin viteza. Dar șansele de ploaie pe 0 și vezi, Andrei Petrovici, o să fac și asta. Deși pe ploaie îmi place, ce ai? Ești prosto. A, mai în față, ok. Da, știu că am mai fost pe aici. Îmi aduc aminte semnul ăsta că am făcut aceeași greșeală și atunci. Bă, da, am avut loc pe sub podul ăla, aparent am avut loc. Să nu vină unul cu viteză pe aici, că dacă mi-o dă... Mi-o dă la Curuleanu. E, acum până prinde o viteză, până prinde manul ăsta viteză, o să fie ceva de muncă. Bă, mai avem cât 60 de mile. Hai că rezist, încă 60 de mile rezist. A, uite, aici pot să trag oriunde în parcare, dar vreau să mai... să mai recuperez puțin din... Scuze, Radu. Salutare, Sebi2.0. Distanța. Da, păi acel e un pentru că e grea remorca. Dar nu le, n-ai să transporti în următoarele două săptămâni 70 de tone, cât am eu. Da, ce level ai tu, ce level am eu? Nu contează levelul, remorca. Păi să-mi deblocheze și mie de mare tonaj, să-mi iau DLC-ul, e diferență. Îți trântesc ok. Să bag un peco, nu bag un peco. E mod din ăla FS19, e utilaje la mâna a doua. Dacă... A, ce mod e ăla sau... Stai așa, Sebi, mai întreabă o dată, Sebi, te rog. Serbia Caponic, dacă zic bine, salutare. Mă, ce nume ciudate aveți unii dintre voi. Bine, nu că al meu ar fi mai... mai normal, dar... Nu contează ce remorcă ai, contează cât ești tu de bun șofer. Și asta, da. Uite, vezi, Mariana a punctat cum trebuie. Ce mod e? Scrie și tu pe Google. Used equipment Farming Simulator 19. Dadu, este un mod de 3... Salutare de drum bun. Chiar Cristi, salutare. Mulțumim. Mulțumim, dar mai avem puțin. Cu FPS-urile astea nu prea ne descurcăm, dar în rest suntem bine. 50. Bradu, vezi că avem limită aici. Știu. Să nu te la... A, sau stai că tu ai din setări scos. Vlad, no, Somu, salutare. Mamă, ce emoții am. În ce țară ești, în Anglia, Adi? Nu vezi că conduc pe stânga? Stânga. Opa, vezi că aici cred că e cameră, da, e cameră. Doar cum e 60, nu, e 50, fii atent că îți dă limite 50 și pe urmă spune cameră. Sau mi s-a părut, cred că era doar un panou. Cine știe? E față la ieșire. A, da, sunt panouri astea, mă. Sunt panouri. Că pot să trag și aici? Tu oare încurc? Nu te pui mai în față, să încapă toată lumea. Mai avem vreo doi în spate. Mă mai uit o dată. Trebuie să văd. Să nu fie deschis jocul de două ori. S-ar fi culmea, OBS, Eurotrack, Opera... Na, nu e deschis niciun de două ori decât în mintea mea. Aici e în regulă, e chat-ul.
Să mai vedem o dată la setări. Bă, dar nu e mă că am jucat cu toate astea, nu înțeleg. Mediu, scăzut, mediu, scăzut. Perspectivă, DOF, gamă dinamică, nu știu ce aia. Corecție culoare, calitate, reflexie, mediu. Vegetație scăzută, că nu mă interesează. Ia, cred că asta cu vegetație era, că știu că nu suportam vegetația. Nu, mă, uite și tu, și fără ploaie și tot, el nu vrea să treacă de 27 de FPS-uri în OBS. Așa ceva nu mi s-a întâmplat și n-am decât să restartez OBS-ul, dar mi se închide live-ul. Deci așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. Deci nu e de la joc, că trebuia să am până acum să am toate FPS-urile, nu e de la joc. Ori suntem prea mulți, ori e de la zona asta, ori e ceva de la... Habar n-am de ce cauză. Nu e, uite, când dă 60 de FPS-uri și peron scade la 24. Hai că așa ceva n-am văzut în viața mea, să mor dacă... Deci așa ceva n-am văzut în viața mea de când mă joc. Extraordinar. E de la OBS, nu că e de la OBS, sigur, da. Că dă-le dracul că le scăzui pe toate aline, niciodată n-am jucat Euro Truck cu setările așa scăzute. Nu e, e de la OBS asta, clar. E de la OBS 100 în mie. Uite și tu, îmi apare 60 și când pornesc jocul îmi scade la 20, 22, 21, bă, zici că mă joc, cine știe ce joc, Flying Simulator ăla. Deci nu vrea să sară de, uite, i-am oprit și preview, i-am dat disable preview, pur și simplu nu vrea. Nu e de la OBS. Mamă, și cum mă prinsă că n-am cum să opresc OBS-ul, că se închide live-ul. Uite cum mă prinsă, mă, nenorocitul. Nu e de la OBS, uite și în meniu când stau mi-apare cam 30 de FPS-uri, aici în meniu. Și cam 30 de FPS-uri. Bă, ce dracu are mă OBS? Bă, dar cum de nu verificai OBS-ul ăsta înainte? Nu, glișcă Cătălin, nu e problema asta că... Bă, mergea de obicei, pur și simplu, nu vrea, deci orice fac, deci orice scad, nici nu se cunoaște că scad, deci pur și simplu. Iar că setarea pe care o aveam eu înainte dezactivat era asta cu vegetația. Și eu, uite și eu, am la scăzut și tot nu vrea. Deci, uite și tu, în meniu nu-mi sare de 30 de FPS-uri. Mamă, Doamne, ești nebun, așa ceva n-ai văzut. Așa ceva n-ai văzut. Ia să vedem. Ia. 60, 42, 31, 29. Deci gata, mi-a scăzut iar la 29. Bă, deci pur și simplu nu cresc FPS-urile mai mari de 29, punct. Nu vrea, mai mult de 29 nu vrea, punct. Bă, deci nu înțeleg de ce că am scăzut toate setările posibile. Da, da, eu văd bine, eu, nu, Cătăline, ascultă-mă, eu în joc, eu am 131 de FPS-uri, 129, 131, OBS-ul îmi vede ca fiind 29. Round sublinie, Trus a donat 1 euro. Mersi mult de tot, mulțumesc din suflet, Round Trus. Round Trus, cum a citit asta. Nu, întâi duc cursa la bun sfârșit și pe urmă dau restart la joc. Da, e posibil să fie și... Dar nu e de la joc că eu văd bine. Jocul meu vede bine. Ochiul meu vede bine. OBS-ul nu vede bine. OBS-ul e ciudat astăzi. Hai de capul meu, Radule, în ce situație mă aflu. Ce situație mă aflu. Da, observ. Bă, dar niciodată nu mi-a făcut OBS-ul așa. Deci... Eu în joc văd bine, am toate setările, dar OBS-ul pur și simplu refuză să vrea. Și am dezactivat tot ce se putea dezactiva. Radu, înveți încărcătura. Mă, ce să mai... Un like de... un like și un subscribe de încurajare. Poate scad poate cresc FPS-urile. Că de scăzut au scăzut destul. Cine m-a blocat? Andrei, nu cred că te-a blocat nimeni. Dacă ne-a făcut prostii. Să punem ambele
ambele mâini pe volan. Nu, că avea timeout, pentru că spama. Ah, ok. N-am fost atent, înseamnă. 30 de FPS-uri pe aici. Da, mă, deci nu vrea să... Uite, 24, deci 24-76 e sfânt. Nu crește, nu scade. 24-76 ăla e. Nu vrea. Că nu vrea el, nu vrea el. Ce pot eu să-i fac? Restart la joc. Îi dau și restart la joc. 60, că dacă avem o cameră pe aici, ne aranjează de niște bănuți. 10 vlevo. Ups. Din greșeală. Uite, mă, ieșea un coleg de acolo, mă, și... Eu dacă eram scratch, primul, mă duceam bravo direct în el. Se iară că nu se iasă pe aici. Opa. Aici tot în față, n-avem voie să virăm la stânga, corect. Avem și indicatorul Glasgow în față, deci suntem pe drumul cel bun. Chiar dacă ne-ar minți GPS-ul, semnele nu ne mint. Mamă, nu știu ce să fac cu GPS-ul ăsta, că mă face de râs, că de când vreau să mă joc Euro Truck Simulator. Și eu văd bine, dar nu văd băieții bine și nu e în regulă. Dar ajungem acum la destinație și dăm un restart. Vedem dacă își revine cu restartul, dacă nu. Nu știu cum poți conduce. Că eu vomit dacă mut volanul pe dreapta. Ba, eu nu pot cu el pe stânga, mi se pare ciudat cu el pe stânga. Adică, în realitate, da, nu mi se pare ciudat. Dar în joc mi se pare ciudat, pur și simplu. Simt că vomit eu când îl mut pe stânga. O, ușor că avem minute 30. Cât încredere m-am dus. Deci în spate, nu? Da. Am scos capul pe geam să te văd mai bine. Eu am... Mi-am dat frânele la maxim, gen, când pui tu frână din timp, când trebuie. Bună asta! Nu pe bune! Păi și eu le-am... Dacă faci cum... Eu le-am aproape de maxim, nu chiar la maxim. Nu, era la maxim și am și pedalele setate fără... Dead zone, fără port. Aha, eu uite-mi, pe aici am 50 de FPS-uri în zona asta. 58! Oooo, și-a revenit OBS-ul! 59! 60 în acest moment! Yes! Wow. Deci nu eram de la setările mele, ci ceva din OBS. Uite și acum am 60. Orunul dintre băieți... Eu cred că de la remorca lui e, mă, așa. Că eu nu văd ce are pe încărcătură și e de la remorca lui e. Uite, vezi că, uite, acum când l-am lăsat am 60 de FPS-uri. De la remorca aia ciudată a lui e. Aia buguită. Uite, am 60 acum. Bine, acum iar am un moment în care am... 39, dar să zicem că se iartă. La 140 de like-uri și a revenit. Bună asta, bună rău de tot. Ai gândit-o bine. Vezi că eu o să fac dreapta. Nu, de la remorca aia nenorocită. Aia buguită. Scrânci v bravo. Bă, ce m-am speriat. Ce am de claxone? Vezi că de pe banda asta faci dreapta, nu de pe aia. Apropo, colegul. Claudiu Ilie, salutare, bine ai venit. Mulțumesc pentru like. Poate capul pe geam, vezi? Nu, că tu ești în partea cealaltă. Dacă aveam volan pe stânga, da. Dar pe dreapta nu am cum. Trebuie să văd că nu-mi dau seama unde trebuie să las marș. A, aici, în dreapta. Aici sub put la șantier. Aba, nu, în stânga undeva. A, cred că tot mai am trecut, nu? Da. Ce ai, mă? Ești nervos? E nervos, da, Albin, fii atent. Stai acolo. Konieț trase. Ușureanu, unde trebuie să băgăm? Stai așa că nu... Mamă, acolo în spate? Uite, aici iar am 25 FPS-uri. Vezi? De la remorca asta. De la remorca asta, da. DLC-ul care îți permite să vezi ce are pe ele. Da. Păi nu. O să încerc să merg departe de el. Deci din cauza acelei remorci mă vede buguite și... Îmi scade FPS-ul în OBS. Gata?
Tu mai joci câteodată FS19 cu un băiat pe nume Andrei? Nu, nu, nu mai joc cu niciun băiat Andrei. Cătălin Cosmin. N-am făcut level 7, n-am făcut level 7. Bă, hai să dăm un restart la joc ca să fiu mai sigur să... Opa, nu, 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 se că trebuie să salvez prima oară. Uitați-mi să salvez, fii atent. Uitați-mi să salvez. Salvare, yes. Și acum îi dăm un quit. Bun. Dar pe unde ești acum? Eu sunt în Craiova și iau cursă spre Bratislava. Ia, eu n-am DLC-ul cu România. Eu sunt pe Anglia. Eu sunt așa mai... mai tropical puțin. Mamă, cu... Ok. E bine. Deschidem și noi jocul. Bă, nu știu. Nu știu ce a pățit astăzi ETS-ul ăsta, dar foarte ciudat. Întâmplarea. Pe ce server ești? Pe 2 AD Gamers. Am zis pe 2, pe 2, pe 2, pe 2, pe 2, pe 2. Pe numero dos. Da, mai de la joc, uite cum îl deschid, cum scrie 30 FPS-uri. Adică de la trackers MP-ul ăsta. Și cu update-urile vieților. Deci, deci am în meniu 20 FPS-uri de la jocul ăsta. Da, i-am făcut update, i-am făcut tot. Păi nu, că dacă o ține așa, intru pe single player și nu mă mai joc pe, pe rahatul ăsta lor. Da, deci uite, știu, în tracker MP-ul ăsta îmi stă în 20 de FPS-uri. Chiar și în meniu, deci eu sunt în meniu acum și am 20 de FPS-uri. Și cum l-am deschis, mi-a scăzut de la 60 la 20. Da, multiplayer-ul e de vină. Dar până acum n-a fost de vină. Uite, știu. Yes. Am 60 de FPS-uri instant și, și când deschid ăsta, ia fiant. Îi dau launch. Gata. Cum am deschis ăsta trackers MP-ul, 20 FPS-uri. Deci nu e de la setări, nu e de la nimic. E pur și simplu că așa sunt ei retardați cu update-urile lor și cu... Da, 26, nu vrea. Pur și simplu nu vrea. Wes, salutare, salutare. Iordache, George, salutare, salutare. Pur și simplu nu vrea el astăzi. Eu, astăzi nu e cu tine. E o zi mai proastă, da. Păi și atunci am dau nebisetările înapoi ca să văd bine. Stau să mă stresez pentru ce dragoste. Te-am scăzut și rezoluția la oglinzi și vizibilitatea la oglinzi. Ce naibii. Ia să vedem filtrate oglinzi. Hai să mai facem o încercare așa. Hai să vedem dacă merge, dar nu, nu. Deci pur și simplu în meniu să la 28, deci n-are nicio treabă cu jocul. Nu, nu, placa video e conectată, crede-mă. Jesus, cum să spui treaba asta? Cum să spui treaba asta, cum mă simt prost? Crezi că mi se deconectează placa video așa, cu una, cu două? Nu se deconectează cu una, cu două. Pur și simplu. Jocul nu e optimizat. Punct, 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 punct. Câștigă bani pentru compania ta folosind propriul camion. Da, of course. Și hai să vedem. De aici avem ceva către Grimsby sau Manchester. Mamă, nu avem nimica. În schimb, am către Newcastle, Manchester. Mamă, n-am nici Birmingham. Păi n-am decât să iau către Newcastle, că e cel mai aproape. Și pe urmă de aici s-ar putea să-mi dea direct una din astea două ca să mi le descoper și pe ele. Bun, pun Newcastle. Pe Newcastle, da? Yep. Da, okay. Sunt într-o poziție cam nașpa. Așa, n-am spre... Dar vezi că tu, cred că iară nu ești pe server. Să se vede. Sunt, că poți apăs tabul. Da, ok. Tu nu mai ești pe server, da. De data asta. Nu că sunt. Ok. Mă vezi cu verde. Ce placă video aia? 1060 de 6 giga. De 6 giga. Nu mai e. Să vede prost asta e. Puteți să vă luați like-ul înapoi, să dați dislike pentru calitatea video. N-am ce să-i fac, pur și simplu de la trackers MP-ul ăsta.
Nu știu ce are astăzi, sincer, nu l-am testat înainte, pentru că de obicei nu erau probleme, dar cred că au făcut vreo modificare astăzi, nu știu. Ca update n-am avut, sincer, ieri am avut un update. Eu văd bine în joc, e tot în regulă, doar că pur și simplu pe OBS, de cum intru în el, în meniu, îmi scade la 20 FPS-uri. E ceva ce nu pot să explic, pur și simplu. Am oprit și preview la OBS, n-are nicio treabă, nu e. Pur și simplu, am 60 de FPS-uri și când deschid tracker SMP-ul, buf, direct 25 de FPS-uri, 26 și procesorul la 20%. Ceea ce n-am cum să explic, asta e. Astăzi avem un live mai prost. Mâine poate avem mai mult noroc. Un live mai prost. Nu se vede bine că mă uit eu și se vede fragmentat. Sunt 30 de FPS-uri de mama lor. Nu se vede bine deloc, se vede cadrul. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Mamă, ce m-a enervat. De unde ai jocul? De pe Steam. Nu, de pe Steam am jocul. Da, o să iau pe asta de 5000. Și să vedem de unde... Care remorcă... Ah, uite aici. Pe care remorcă trebuie să iau, pardon. Pe care remorcă. Uite bine. Hop. Un meci mai prost. Exact, Cătăline. E un meci mai prost astăzi. Un meci foarte prost. Dogeua. Ah, dar ce nu m-am uitat eu? Ce face domnul angajat? Ia, mai face și el bonuți? Jurnal? Oh, trei curse astăzi, fii atent. S-a dus în aproape 2000 Are. Astăzi. Frumos. Dar nu pot să văd cât a făcut până acum în total? Nu știu sigur. Ah, uite, ca și idee, deci el a condus 1500 de mile, el a condus mai mult decât mine, fii atent. Eu am condus 1300, el are 1500. Wow. Rezervor lichide? Nu, că e bun, e... Și are rating 0,8, eu am rating 2,5. În datorie, în pauza de odihnă. Ci că la datorie, în pauza de odihnă. Metodologie training, adere, distanță mare, fra... A, nu, aici las pe ce vrea el, nu? Sau să-l dau doar pe distanță mare, oare? Nu, lasă-l pe ce vrea el. Pe ce vrea mușchiuleanul lui, ok. Versiunea jocului și modificările aduse. Exact, probabil din cauza asta. Acum o să țin minte și până nu fac eu un update, nu o să mă mai joc aici. Mamă, ce sunt băieți aici, băgați unul peste altul, deci nici nu văd să ies, să mă asigur și eu. Nu cred că vine nimeni? Nu vine nimeni. Era cineva, dar foarte departe. Tu ai cursă unde m-am dus eu? Nu, dacă mi-am pus GPS-ul, vin după tine. La Newcastle. Elena Onel, bravo. Mulțumesc. Scrânci în bravo. Am aici o prioritate de dat și o oglindă de luat. Hop. Hai că n-am. Astăzi nu luăm oglinzi. Salutare, dat, merge treaba, Eduard Olteanu, cum să nu? Merge la mine, merge la la tracker, mă pu ăsta nu prea merge. Nu vrea el astăzi, pur și simplu. Că nu vrea. Bă, niște combustibil trebuie să bag neapărat, că nu mai am. Stai că nu mai am combustibil. Sunt cu motorinul pe zero. Da, mie se vede așa. Nu, mi se vede bine mie. Apăsați următoarea tastă pentru a opri motorul. Enter. Să țin apăsat. Da, da. 7 lire, 10, 5. Dă-i acolo, fă-i plinul, nu te uita. Bă, lasă-mă, 281, ia uite să-i fac plinul, păi zici că bag de la tine din buzunar. Bag de la mine. Cum să-i fac plinul, ce ai? Doamne, uite ce mă învăța el pe mine să-i fac plinul, lasă-mă în pace. Gata, mi-au luat bănuții. Ok. Nu știam cine în spatele meu, nu știam dacă mă lasă. Eram puțin așa speriat. Era meu care vin tot în spatele tău, știi? Am înțeles. În mine poate să intre băieții, că nu am nevoie de, între ghilimele, bani. Și oricum... Adică vrei să spui că eu muncesc de foame aici? Ești un strac lipit. Am 154 de mile, cred că o să mă ia somnul până ajung la destinație. Ba,
Mi-a modificat să mi se bolângă nebremorca mai mult, adică... Bă, am umblat în setări și scump la maxim. Ușor că dacă vine vreunul pe aici, cred că ne dă. Am revenit, Daniel Zuica, salutare, 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 not Antonio. Ai văzut? Eu stau în spatele tău, n-ai văzut? Nu. Uite-te pe oglindă, da. Da, am scos capul puțin pe geam, dar mi-e frică să conduc cu capul scos pe geam. The Gamer 51, salutare. Uite, benvenarul care bagă de 30 de lei nu face full-ul. Bă, îmi calculez bugetul, sunt o persoană calculată, ai putea spune. Ai 30 de mii, puteam să fac. Bă, lasă-mă că 30 de mii, am rate la bancă. Am rate la bancă, ce știi tu? Ești prosto. Leonard Pop, bine ai venit, salutare. Dacă sunteți noi, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, asta că am uitat să vă spun astăzi, am zis să nu vă mai repet. Iar like-urile nu, astăzi nu cerem like-uri, că la ce calitate avem astăzi video, nu se pretează la like-urile voastre. Dar un subscribe o să vă rog să dați dacă încă n-ați făcut sau dacă sunteți noi pe canal. Evident, aici nu mai avem limită de viteză. În schimb, avem limita pentru camioane de 60. În mod normal, unde nu există limită, viteza e de 70, viteza maximă. Dar, având camion, având tir, viteza maximă e de 60, cu 10 mile mai puțin. E restricționată cu 10 mile în plus, ca să zic așa. Și Radu face filmul la păstrat, că și uite... Bă, Andrei Iulian, ești foarte ciudat astăzi. Pe lângă faptul că ți-ai prelungit membru, ești foarte ciudat cu unele afirmații. Ar trebui să ai un emoji pentru subscribe. Bogdan, să știi că o idee foarte bună și cu subscribe-ul și aș vrea să-mi fac un emoji și pentru tir. Deși pentru tir nu făcusem, nu? Radu, nu aveam emoji pentru tir, nu? Nu. Da, uite, ar trebui ca să-mi fac un... pentru tir, pentru Euro Truck Simulator și unul cu subscribe. Dar nu, trebuie să-mi pun imaginea ți-a la bătaie. Dar nu știu cum. Ăla cu subscribe nu prea e cum să-l faci, ce să faci, un mouse, să pui un, de la un pointer, nu prea e cum să te încadrezi în ăla mic. În, nu, Bogdane, vreau să fac un emoji cu un cap de tir, gen, ca și cum s-ar vedea din față, știi? Să vezi farurile, parbrizul și oglinzi, să fie mai... Adică aici avem limită de viteză. Ești prosto. Lasă băiatul să meargă în fața ta, că văd că e tot încurcă. Lasă să meargă. Bă, că l-am lăsat, că n-am trebuie. Eu merg legal, el probabil are setările scoase, are alte șmecherii. Florin Nicu, salutare, bine ai venit. Tot așa, tot 25 FPS ori să moară, mă, sau dacă am pomenit așa ceva vreodată. Atât mă deprimă. Cred că nici nu salvez live-ul. Cât de ciudă. Deci live-ul ăsta nu merită mai mult de 50 de like-uri. Și alea 50 date așa din bun simț. Că sunteți voi băieți drăguți. Opa! Am cameră. Vezi că e cameră aici. Vezi că e cameră și mă sunt cu 60. Și websuri, salutare! Bine ai venit, Cristian Sava. Salut, The Big Guy, salut! Uite cum au intrat toți trei deodată, zici că s-au vorbit să intre pe live în același timp toți trei băieții. Când mai am 111.000 lei, încă puțin el. Bă, dar tu de ce stai așa din spate? Ești prosto. Te-am supărat cu ceva? Frână, tu atunci când pui tu frână să apuc să îi opresc ca să nu dea alții mie să dau eu în tine. Păi dar chiar așa din spate? Hai că vin puțin mai aproape atunci. Chiar așa din spate suntem certați? Ți-am făcut-o. Am dat în frână puțin să văd cum reacționezi. Bă, l-aș depăși pe băiatul ăsta, dar... Nu-l depăși, lasă-l. Mie că dau într-un radar de nebunesc. Pe oricum merge pe banda a doua, nu știu de ce. Bă, ce dracu că am intrat, mă, uite, știu, am intrat din greșeală în fața lui, ce prost sunt. Da, din greșeală am intrat. Am claxonat și mi-a rămas degetul pe H și nu mi-am dat seama să
că se duce într-o parte. Deci dacă aveam volan, era mai simplu, că țineam mâna pe volan. Iată, m-aș fi făcut prost, că și-a dat seama. Asta. Asta din GPS. A scăpat Radu de bani? Da, astăzi intenționează să-și altul. Are gol pentru bani. Are deja două reporturi, mai trebuie unul. Rădem, glumim, dar... Am ataxat. V-a stat o săptămână pe bară. Da? Da, dar și băiatul care i-a dat, report numai printre noi astăzi. Băiatul care a dat report și a fost nesimțit pentru o greșeală, numai printre noi. E în lista cu banuri. Vreți să ne întâlnim la Liverpool? Dacă am curs acolo, da. Că și eu caut către Liverpool una. 68, mă spus. Am viteză cam mare pe aici, dar sper să n-am radar. Sper. Acum nu știu dacă mi se îndeplinește dorința. Dar încep prin a spera. Și sfârșesc prin a da din buzunar. O, curbă, uite câta curbă e. Ai grijă. Adică nu e curbă foarte mare, dar... Jucând din tastatură, ai 174 de like-uri? Bă, asta chiar e mult pentru live-ul de astăzi. Pentru live-ul ăsta cu probleme. Bine, nu cu probleme din cauza mea, ci din cauza tracker măpul ăsta. Care nu știu ce i-au făcut și i-au stricat la optimizare, dar pur și simplu, când deschid când îl deschid, îmi fug toate FPS-urile din OBS. Știi, Sava, Radu, de ce parte, care parte de Cluj ești? Am stat în Gheorgheni. Bă, la Cluj am fost și eu, dar în centrul Clujului am fost. Zvolni, jedziesz powyżej dozvolonej prędkości. Sper că nu te-am deranjat. Că am deranjat. Pe mine nu, pe viață din spate. Da. Scuze. Nu mi-am dat seama că e curbă chiar atât de periculoasă. Bă, dar uite că aici sunt peisaje diferite, nici nu zici că sunt în Anglia. Așa sunt peisaje pe care nu prea le întâlnești în Anglia. Wez, ce canal are Radu, dar să dau bărare. Nu am canal de YouTube. Tot timpul mă găsește aici pe live-urile lui Radu. Da, are salariu, Pricop pe Ghinean, dai talpă, lasă radarul. Dai talpă, lasă radarul. Nu. Da drumul la grătar, vii? Nu vin că mă duc la muncă în două ore. Prost moment ți-ai ales. Pe weekend nu întreb și tu, întreb în timpul săptămânii. Ca să-mi faci o mamă 30 aici, că uite câta curbă e. Ai grijă. Și sper să nu dea vreun radar. Crisi, Sava, te pot întreba câți ani ai? 15 și 14. Nu are mai mult. 15 și 14, știu că are mai mult, știu. În principiu cam toți membrii pe care i-am au peste 17 ani. Oho, bătrâne! Crisi Sava, bătrânul! Să spui și la nume, Cristi Sava 30, ca să vadă lumea că ești bătrân. Înseamnă că, virgulă, Cristi Sava știe de Space Club. Uite, vezi aici, nu pot să controlez gen să virez și eu ușor. Uite, trebuie să spameze așa. Ăsta e defectul tastaturii. Bine că dacă aș juca din mouse, cred că din mouse pot să virez frumos. Stânga-dreapta, știi? Dar eu din mouse mi-am pus semnalizarea. Bă, ca naibii, mă, că sunt atâtea controle și nu mă hotărăsc, trebuie să-mi găsesc un setup. Mă zic că știe. Doamne ajută. Suntem bine, Mi-e cald. Cât mai avem? 50 și ceva de mil, 56. Vezi care depășește pe aia, tu ai grijă? Nu, păi sunt pe banda mea, cât timp depășește pe a lui. Îmi dă luta, bebe, oare pe partea stângă sau dreapta? Ce? Am înțeles. Da, se aude foarte ciudat din cauza microfonului. Vezi că poate ne aude și mai zice o dată. Am întrebat dacă are partea dreapta sau stângă. Dreapta. Zvolni. De unde ești din Rod? Din Creva, Wiz. W4Z. Credeam că ai W423. Wiz, din Creva. Din
capitala țării. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Mamo, ce vite... Mamo, stai că vine curba să moară, mă, să... Ce mă duceam fix în fundul lui și nici nu puteam să-l depășesc la viteza asta, că mă duceam direct în gard. 50, se și lucrează în zona asta, e clar. E clar că avem radar, fii atent. E clar că avem un radar în zonă. E clar că avem radar în zonă. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Bă, deci obiectul ăsta nu se aclăni. Salutare, colegul, și drumul bune, salutare și ție. Andrei Day, salutare. Bă, bă, deci Andrei Day e printre primii membri. Bă, are deja gold. Deci da. Susținere ca la băiatul ăsta. Zvolni. Ca băiatului ăsta prędkości. Mai rară. Bine, el stă pe live-uri din câte am înțeles, din câte mi-a zis, dar nu prea scrie în chat că mai are și alte treburi de făcut. Pe ce simulare ești, Alexandru? P2. Sunt P2 cu toată viteza înainte. Dar nu știu în curbele ăștia ce să zic eu de viteza asta. Mamă, 68 și limita e de 50. Ca să înțelegi cam cât tupeu am. Când mai avem 26.000, bă, ar trebui să o lăsăm așa că e posibil să intrăm în oraș imediat. În 2-3 minuțele cred că intrăm în oraș. Nu, dacă îmi pune un radar acum în curbă și nu-l văd. Hop, ce l-am depășit. Și de ce? Pentru că nu știu dacă față stânga sau nu, vezi? Da, cred că da. Păi credeam că se uită pe live și vede. M-am dus. Mă mănâncă pârșeana, fii atent. Trzymaj się lewej strony. Dadule, tu stai aproape de Bristol? Nu, nu știu unde e Bristol. Sincer, nu știu unde. Stau aproape de Birmingham, bine. Cam la 45 de minute de Birmingham, cam așa. Zjedź w lewo. Nu e 45 de minute, cred. Ba, cam așa, nu știu, eu parcă așa ți-mi minte. Mulți înainte, Andrei. Nu mai puțin. Mamă, ce curba am aici, Radule! Dar nu trebuia să iei pe aici. Ba da. Nu să spun, dar vreau să zic. Nu, hai înapoi. Ba pe aici mi arată, uite-te, nu mă mai contrazice. Ba da, scuze. Pe aici, dar mi se... Băi, curba prea ciudată, bine. În Anglia întâlnești din astea, dar... Mă așteptam măcar în joc să nu întâlnesc. Mamă, ce urât a fost. Vine cineva din... Nu vine nimeni. Newcastle. Băi? Hello? Ia uite cum au trecut, bă. Cu ce viteză. Cu ce viteză au trecut ăștia pe aici, uite-te și tu. Să-mi ia bara de la mașină. Și mai e și camionul meu, nu e de la închiriat. Okay, uite ce frumusețe am, uite ce frumusețe am. Cât de frumos e, uite. O, că mi-au ieșit volan, să jucăm realistic, mi-au ieșit volan. Și volan și procesor trebuie să-mi iau. Ca să dau toate setările pe ultra și să jucăm realistic. Vă mai avem 5.000 cu limita stăm bine. Acum s-ar putea să-mi scadă limita la 30, că intrăm în oraș și imediat să-mi dea și un radar ca să mă învețe minte. Dar până faci treaba asta, îmi permit luxul de o călca. Zvolni, jedziesz powyżej dozvolonej prędkości. Cred că exagerez puțin. Uite, gata, îmi dă 30 acum. Mamă, ce-ai făcut, Radule? Sunt în spatele tău. Păi da, da, da cineva în tine, că te-am văzut în oglindă. Da? Bă, deci am văzut în oglindă cum a dat în tine. Cum tu ai pus doar, frână? Dar, a făcut el dreapta. De data asta nu m-a atins. A, nu? Ok. Nu, că a ieșit el pe contrasens ceva de genul ăsta, știi? A, ok, ok. Nu, dar a apărut că s-a oprit în fundul tău și din dat... Volanul este 500 de euro, Răzvan. Da, știu, dar momentan am alte priorități. Am ca priorități, am camera pe care o am în goal. Pe urmă am dus în Spania și după ce vin din Spania vreau să-mi iau ochelari VR, să-mi umplu camera de green screen și de-abia după aceea intenționez să-mi iau volan. Deci sper eu cu puțin noroc să-mi le îndeplinesc până la sfârșitul anului pe toate, deși poate prea încrezător, dar eu cred că o să reușesc. Nu zice că ești în Coventry, nu, în rugby, la 25 de minute de Coventry. E zona aia acolo. Skręć w prawo. Ușor.
Dotarłeś szor, na miejsce. Szor, szor, szor. Do usłyszenia następnym razem. Stai că eu când opresc, nu prea mai pleacă Manu din loc, că e greu. Bun. Unde o vreți? Hai mă, unde o vreți ca să luăm puncte. A, o vrei aici, dar cu spatele. Păi și cum fac eu? A, trebuie să întorc așa cu totul. Bă, vezi cum ai cam speriat. Te-ai poziționat foarte ciudat. Mamă, păi n-am cum. O să mă trag la o parte. Tu trebuie să aici pe margine. Nu, acolo în spate, dar trebuie să mă poziționez cum trebuie. Ia să văd. Dar nu e suficient, mă. Nu, nu-i face loc să poată parca să vadă voi mâinile. Nu, că văd acum. Trebuie, bă, dar ce urmă mă pusești eu ca să întorc. Da, să-i că întorc în partea asta. Să-i că întorc aici. Întorc așa. A, uite-mă că aveam mai bine loc așa și eu mă închinuiam să întorc în partea aia. Ca nubu. Ca ultimul nub. Hop! Suntem bine. Da, tu știi că s-a ales praful de Janis? Da, știu. Cine e Janis ăsta? Un club. Cine e Janis ăsta? A, Janis avea club, ok. Janis. Da, dă-le, dar Radu, are un camion prea frumos, pe un schimb cu el. Nu, la... E, dacă îți place camionul lui Radu, caută-l pe Instagram. Lasă-mă. Lasă-mă pe mine. I-auzi la el, mă, care e Radu, camion frumos. Are pentru că așa am vrut eu să aibă. Și cât zici? Da, mi-a dat banii, mi-a dat pe farming, știi? Da, eu l-am motivat să-și ia Euro Truck Simulator. Trebuie să recunoști că tu n-aveai Euro Truck Simulator. Aveai? Cred că da. Ce vremuri bune, mamă, deci, de acele bere gratis la 8. Dacă s-ar da diaură, că pur și simplu văd prin el, asta ziceam, că de aia nu parchez. Când mă joc multiplayer, că nu văd. Deci ce efectiv trec prin remorca lui și eu n-am văzut. Uite, eu de exemplu acum eu nu văd unde mi-e ăla. Înțelegi? Și trebuie să ies afară și să parchez în nerealistic. Uite, și trebuie să parchez în nerealistic. Păi, hai să dăm un report. Că pentru poate ce? O să se calme. Pentru... Stai că spun eu imediat. Unde-i? Aici. Report. Pentru... E a doua oră când face, că și pe live-ul trecut tot așa a făcut. Pentru blocking. Păi nu prea e blocking ăsta, da. Da, da, pentru că nu vezi de el. Te blochează cumva. Vezi? Și din cauza că nu am văzut acolo, a trebuit, uite și să o pierd tot timpul din lume. Mamă, nu mai parchez eu așa la punct fix niciodată pe multiplayer. Domnule Rad, aveți mod din acela colant? Nu am... Cum îi zice... Un mod de la MC Griffin, ceva de genul, pentru Scania. Deja mă tiltă că întârziei. Deja mă tiltă rău de tot. Gata, mă. Excelent. Oh, m-am încadrat în timp, băi, ești nebun? Joci FS19, Zeus? Da, 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 da. Apasă butonul de subscribe și uite-te pe canal să vezi că joc și FS19. Doar că astăzi am mai puține FPS-uri din cauza jocului. Nu știu ce i-au făcut la Euro Truck MPU ăsta, că de obicei nu s-a întâmplat treaba asta, dar acum m-au zăpăcit. O să dau pe distanță mare. Pentru că sper să nimeresc cursă către alea două orașe pe care nu le-am descoperit. Ia să vedem. Câștigă bani cu remorcata, suntem aici. Greensmith sau și... A, n-am cursă, deci trebuie să dau și restart, fiți atenți. Nu trebuie să dai restart, du-te și dormi. Păi nu, că mi-am dezactivat aia cu dormitul. Deci n-ar avea de ce să mă pună să dorm. Meee.
Andrei Victor, a tras pe dreapta, ca să zic așa. Mă duc la hotel, dar eu și cum am dezactivat asta cu dormitul și n-ar trebui să mă mai pună să dorm. Ca să-mi dea curse. Mi se pare puțin ilogic. Și ce-mi pot să intru cu tirul aici în curtea hotelului? Da, oh. Da. Și ai parcarez că special pentru camioane. Da, o văd pe asta. Și ți apare să dormi. Nu, trebuie să dau pe E. Da, și mă dă noaptea și pe ploaia, mă. Am înțeles. Am de înțeles. Nu trebuie să dormi odată. Stai să vedem. Nu, că oricum cu ploaie, ori fără ploaie. Deci de aici ar trebui să-mi dea Grimsby sau Sheffield. Grimsby, n-avem niciun Grimsby, niciun Sheffield. În schimb, am Manchester. Da, o să iau către Manchester. A, și eu nu mai am către Manchester. N-ai? Nu, am avut prima dată. Stai să mă întreb o dată. Stai să mă întreb o dată să văd. Pertă curse, câștigă... Vezi câteva rânduri mai sus, poate te interesează. Dacă contactezi GAP personal, vezi că știu... Ca o joburile de luna. Nu, sunt ok, am găsit și la Tesco interviu, dar nu mă stresez momentan, doar lucrez să strâng niște bănuți să îmi cumpăr camera și după să mă duc în Spania. Că în Spania am de făcut niște vloguri și un proiect nou, care sper că o să-mi crească faima. Bine, glumesc numărul de abonați și vizualizări. Și mă duc să mă și relaxez. Nu sunt Fabi, salut. Bine, nu sunt Fabi, salut. Ai, da? Da. Am luat-o. Alege pe GPS și hai să vedem de unde o luăm. Signal GPS. Sistem gotov. Să nu fie cineva în spate, să nu lovesc pe careva. Ce realistic joacă băiatul ăsta. Intră prin mine, îl întoarce pe unde vrea. Joacă foarte realistic. Bun, mă duseam încărcătura și după care pornim înspre Manchester, nu? Da, da. Dacă ai și tu, astea și mai bine. Vine ceva, nu vine nimic. Mă duc să-mi iau încărcătura fix de unde am lăsat-o pe ea, trebuie să iau. Eu. Andrei Iulian, văd că stă pe loc, ok. Andrei Iulian, te-ai pus pix în fața mea, te-ai pus și a virat într-un stâlp. Pix în fața mea s-a pus, mă, mâncați așa. Fix în fața mea. Și eu ca să-l oculesc, am dat în stâlp. Era să dau în stâlp. La 10K ce faci? Naronge, îmi arăt curul pe live. Știi glumește, să știți. Ce? Glumește, că să se arată. Și nu glumește, să știți. Bă, ce, cum e de iau curbele astea ciudate? Păi... Tu n-ai ajuns în casă? Ștefan Rosu, nu, mă tiltează numărul de FPS-uri pe care l-are pasă, strac, MP-ul ăsta. Bun, o să-mi iau cursa către Manchester. Am acceptat-o și mai am o idee, fii atent, mai am o idee. Am și o întrebare, Alinem, dacă mai ești pe aici. Dacă eu am rata de refresh la 60 și sincronizarea activată, de ce îi permite jocului să-mi dea 300 de FPS-uri? Ia să vedem, acum. Că ar trebui să-mi limitez la 60, nu? Dacă eu dau 60 și dau sincronizare, să-mi pună la 60, nu? Ia. 112. Oprește-te. Setări. Și ar trebui când eu îi dau acum pe activat să-mi limiteze la 60, la rata de refresh 60, nu mai sus, nu mai jos. De ce totuși nu mi-l limitează? Asta e întrebarea mea. That's my question. 150, mediu, mi se scăzut. Băi, uite mă, scăzut toate setările, cât de necază mie. Scăzut toate setările și tot nu-mi dă FPS-uri. Ia să vedem acum. Deci nu, ar trebui să-mi limiteze la 60, că așa am limitat de obicei. Păi nu, că și monitorul, nu. Și monitorul meu eu mi l-am limitat la 60.
Deci un monitor nu mi-l țin pe 144 decât dacă mă joc vreun shooter, gen Counter-Strike sau mai știu eu ce. Dar așa nu mi-l țin, că n-are rost să-mi țin 140 de FPS-uri pe... Înțelegi? Și e limitat la 60 și totuși, uite, mi-mi apare 195, 195, nu mi-l limitează. Nu, eu cred că totuși e ceva de la joc, pentru că efectiv toate merg ciudat astăzi. Deci nu mi s-a întâmplat așa ceva. Să... Da, știu că e ciudat, asta zic. Pentru că pur și simplu mi-a scăzut din setări la minim, cum s-ar spune. Niciodată n-am făcut treaba asta și el mi-apare 26. Deci nu vrea să iasă din 26 de FPS-uri. Orice modificare vă aduc eu, el nu scade. Nu crește, pardon. Să facem aici în stânga. Scrângi vleva. Las eu. Yo, mamale. How are you? Hai, Radule. Unde? Păi, mergi, că ești în fața mea, mă blochezi. La destinație, unde vrei tu? Naronge. Am dezactivat și Steam Overlay și Preview, am dezactivat tot. Tot web source, nu e, pur și simplu e de la joc, am dezactivat și asta, vă dai seama. Dar niciodată pe Rotax Simulator n-am avut problemă, lol. E un joc foarte vechi. Nu vrea să crească FPS-ul. Adică eu văd bine, eu văd super fluent. Vedeam fluent și cu setările pe ultra, dar un OBS pur și simplu n-am vrut să-mi ia mai mult de 27 de FPS-uri, e îngrozitor. Nu știu cu ce am greșit. Deci că avem limită 30 și s-ar putea să mai dăm în vreun radar. Zvolni, jedeš povyżej dozvolenej prędkości. Ce mor eu când văd șoferi de ăștia de duminică bătrâni care merg cu 50 la oră. Deci nu suport. Vezi că este cameră. Lasă că m-a luat deja. Dar vezi că mă blochez, vezi că mă blochez. Jedeš povyżej dozvolenej prędkości. Mă duc acum. Dau 900, dar măcar nu s-au după toți bătrânii. După toți bătrânii pe autostradă. M-am săturat de bătrâni. S-au după toți bătrânii pe autostradă. M-am săturat. Cât să suport și eu? Las. Am dat 900, dar măcar nu am stat să îți văd... Să-ți miros țava de eșapament. Bine, știu că la tiruri țava nu e în spate. Și că e în lateral, știu și asta, dar vorba vine. Sper să nu mă taxați pentru asta. Vezi cum ești? A dat 900 pe amendă și ți-a fost lene să-ți faci plinul, care costa 500 maxim. Da, da, sunt șmecher că te-am depășit. Sunt șmecher. Am dat 900 pe șmecherie. Să te depășesc. Da. 1.4, da, mi se pare că 1.4. Bă, upgrade, știu cum mi-a făcut ieri upgrade și cred că de la upgrade-ul ăla s-a stricat tot. Că ieri mi-a cerut upgrade. Mi-am făcut upgrade-ul ieri și de atunci tot e foarte ciudat. Adică pur și simplu, eu văd bine, dar în OBS îmi consumă foarte mult procesor. Adică ca să mă joc eu multiplayer sau single player, eu am procesor suficient, dar când îl bag în OBS, bă, mănâncă resurse de înnebunești. Deci mănâncă resurse, în OBS... Bă, și în meniu, deci dacă stau în meniu, că ați văzut, eu în meniu am tot 23 de FPS-uri, în meniu. Nu, au făcut update-ul ieri și asta a nenorocit jocul. Update-ul de ieri. Încearcă să schimbe rezoluția, nu are legătură, că pe setările ăștia am jucat de atâta timp. Și acum ce vedeți voi, am setările date mai jos. Și tot nu vrea. Nu, e de la update-ul de ieri. Înțelegeți? Nu e cu rezoluția. Păi pe cât să joc? Pe cât să joc? Pe 800? Cu 600? Ce dracu? Joc din 2012 pe 800 cu 600? Nu are legătură, nu. Fix setările și le-am avut și până acum, chiar pe ultra. Și a mers și să înregistrez și să fac live și să mă dau cu el, să mă dau capul de pereți. Dar astăzi nu vrea, pur și simplu. Îmi stă în meniu în 20 de FPS-uri. Cum închid jocul, e ok. Cum îl deschid, nu mai vrea. Zvolni, jedeși povyżej dozvolenej prędkości. Nu știu, o trebuie să
să modific versiunea și din Steam, Radu? La ce versiune ai rămas în Steam? Da, tot versiunea pe care jucam înainte, 1.39, ceva de genul. Nu, spuse, mie mi se vede bine, dar în OBS mi-l ia ca și cum ar mânca foarte multe resurse, nu știu ce update au făcut. V-am zis, astăzi nu merit like-uri decât dislike-uri. În schimb, subscribe dacă sunteți noi pe canal, chiar vă recomand să apăsați butonul de subscribe dacă vă place ceea ce fac. Sau dacă sunteți vechi și încă n-ați făcut-o, la fel vă recomand butonul de subscribe. Cu sau fără clopoțel, că la oricum nu prea contează, că YouTube-ul nu prea vrea să dea notificări nici cu, nici fără. Iopa. Haideți pe el, să dăm cu el de pământ. Dăm cu el de pământ, Andrei, du-te pe el, Andrei Victor. Omoară-l, omoară-l că te filmez. Omoară-l, pe el, Andrei, pe el. Du-te, Andrei, și dă cu el de pământ. Dă cu el de pământ, firar mama lui, dacă ai tir șmecher, acum e momentul să o demonstrezi. Dând cu el de pământ. Nu bag eu înapoi pe panda mea, ca să nu-mi curg. Fii atent că Andrei îl urmărește. Îl urmărește pe fraierul ăla să-l doboare. Seria de Alanaș. Ești prost. Ce a întrebat? Azi a reușit să termine seria de Alanaș. A, s-a uitat la ea, ok. Ba, înseamnă că ești cu ea la zi, Doamne ajută. Îți mulțumesc pentru vizualizări. Am văzut că mi-au crescut astăzi vizualizări și nu știam de ce, zic ea. Adică în ultima săptămână. Dar nu te mai văd pe cine, Radule. Credeam că ești în față. Credeam că ai asistat la accident. Că a fost un accident în fața mea. A trecut unul și a lovit pe ăștia, pe noștri, pe românași. Poftim? Și pe mine a vrut să mă lovească. Un nasol. Dar a vrut. Dar n-a reușit. Că s-a spus că au trebuit bune. Vezi că aici s-ar putea să avem camere, deși și eu am viteza cu vreo 10.000 de peste. 203 like-uri. Bă, nu mai dați-mă like-uri, că chiar nu merită live-ul ăsta și eu oricum nu o să rămână salvat. Nu o să rămână salvat pentru că calitatea lui e deplorabilă. E deplorabilă calitatea lui. E deplorabilă. Mă stresează maxim. Nu știu dacă e asta ultima cursă, dar cu siguranță nici multe nu mai sunt. La calitatea asta chiar n-am cum să joc. Adică eu văd bine, mă simt bine, dar când știu că voi nu vedeți bine, opa, vezi că mamă, vezi că avem aici radar. Când știu că voi nu vedeți bine, mă stresează puțin. Pentru că ideea e să vedeți și voi bine, nu doar eu. Că dacă vreau să văd doar eu, mă jucam și fără să filmez. Cristi Roșu, Cristi Rou, salutare, binevenit. Uite aici e radarul. Și pur și simplu nu știu ce are. Ești prostă. Da. Hai mă că sunt bine, nu mai îmi spune că îți dau și eu ție emoții. Vin ceva clipuri după live, da, o să vină un clip. O să vi-l dau chiar în chat înainte să vă închei live-ul. Adică o să-l public în timp ce voi sunteți pe live. Ca eventual să strângem și noi câte un like acolo la el. Câte un like repede. Bine, și sunt și curios să-mi confirmați câți dintre voi primiți notificarea. Asta o să fie un fel de test. Iulian Petrus Popa, salutare. Ce a zis? Că n-am înțeles. S-a întrerupt total. Sper să faci 203 like-uri, Doamne știu. Zvolni, jedeși povyżej dozvolonej prędkości. Eu astăzi vă recomand dislike-ul, nu like-ul, că e calitatea groaznică. Trzymaj się lewej strony na następnie, jedź dalej prosto. Dar în schimb vă recomand să apăsați butonul de subscribe ăla chiar. Jedź prosto. La chiar vi-l recomand cu cea mai mare căldură. Ce trebuie să facem în stânga?
E să nu vii cu viteză și să-mi o dai, că aici mi-aduc eu aminte că mi-ai mai dat o dată într-o curbă ca asta. Nu, aici se întâmplă că dacă mergi foarte aproape de o stradă, îți iei damage. Apoi de fiecare dată. Bine, să mai întâmplă să te și răstori, să mai întâmplă, să întâmplă mai multe aici. Gata, m-am scăpat când mai am 42 de mil ochi. Mă bag pe banda mea. Să nu încurc pe aia pe a doua. Să nu ocup degeaba. M-am dus. Mă bag pe prima. Și m-am dus. Să ne știu că e ok calitatea videoclipului. Nu e că văd eu că nu e. 25 de FPS-uri, terminați. Voi sunteți drăguți, apreciez. Sunteți foarte drăguți. Ca și comunitate, dar... Dar nu e, că văd. Ce văd eu cu ochii mei, aia e. Și eu am oprit și muzica, fii atent că am crescut din cauza muzicii. Și apare nu era din cauza muzicii. Dar voi până când aveți vacanță, cei care sunteți la școală? Am înțeles că ați intrat în vacanță vinerea trecută, dacă nu mă înșel, și aveți vacanță o săptămână. Zic bine că dacă aveți vacanță, poate mai băgăm câte un live. Așa păzi, cu diverse. Cu Trader Life Simulator, poate cu niște farminguți. Că noi am 27 de mile, imediat ajungem. Și la mine se vede ok. Ce spuneți asta că eu văd că se fragmentează? Vradu, se vede bine sau nu? Că mă păcălește lumea. Bă, sincer, nu bă, și nu... Se cam sacadat, asta păi e. Asta zic, că se vede sacadat. Două săptămâni, o lună. Wow. Păi două săptămâni... Pe atent. Două săptămâni, o lună, trei săptămâni. Deci care vacanța le aveți diferite? E în funcție de regiune? E vacanța în funcție de regiune? A, mai avem 3 săptămâni, ok. 30 de FPS, așa se vede, calitatea este slabă. Exact asta zic, George. Ce 30? Exagerez, 27 am înțelege. Nici măcar 30. Dar eu văd bine, eu așa am 117. Dar problema e că s-a întâmplat ceva cu jocul, că nu-mi limitează FPS-urile. Asta e problema, că nu-mi limitează FPS-urile. Și nu înțeleg de ce. Bine, mai am o idee, pe urmă o să încerc încă o variantă. Mai am o singură variantă și dacă nici ea nu funcționează, atunci nu știu. Dar mai am o singură variantă pe care o să încerc. Mă gândesc să fac setările, să deschid jocul, să fac setările pe single player și după care să intru pe tracker mupul ăsta. S-ar putea să nu-mi ia setările de pe tracker mupul ăsta și să-mi le ia pe alea din single player. Cred. A, ușor, da, du-le aici că aici murim. Ușor că murim aici. Bun. Ce ziceți? E o idee bună să-mi fac setările în single player și pe urmă să intru aici? Vinovat, salutare! Salutare! La aia mă gândeam și eu, vinovat, să închid live-ul, dar... Dacă l-aș fi închis de la început de când am descoperit, după o jumătate de oră, ar fi zis lumea că sunt nesimțit și că nu vreau să fac live. Și de asta am zis, bă, îl fac chiar și calitatea asta nașpa, să zic așa, și îl rezolve pe urmă, îl șterg de pe canal, văd de ce-i fac. Mă, avem radar aici sau de ce v-ați spăriet? De ce v-ați spăriet voi aici, că eu nu vă să avem radar pe aici. Bine, atunci încetim și eu, dacă suntem în oraș. Te duci, mă, că e roșu. Unde te duci, că e roșu? Am făcut farming serios, dadule. Se întrerupe și merge sacadat și se vede culori prea aprinsă și sacadează. Adrian M. Aha. Nu, mai am o variantă. Vreau să încerc până în unchi live-ul. Să intru pe single player, să-i fac setările și să revin. Oh, Vali 519. Salut. Și bine t-am găsit. Merge. Hai, o moșurică, că în față am de... Dar, nu ești tu ăsta. Ăsta e Andrei, mă. Dar chiar nu... Tu unde ești, Radule? Eu am crezut că ăsta ești tu. Am fost în cursa mea. Andrei! Zici că dacă te blochezi, pe urmă te super. Nu știi să faci sensul giratoriu?
Ce dracu? Vezi? Zici că când te-am blocat pe chat ai supărat că... Trimai se pravei strone. Că de ce te-am blocat? Uite, vezi, în același motiv te-am blocat. Că refuzi să gândești uneori. Bravo. Las că o să te blochezi iar și iar o să plângi, dar de data asta vreau să-l mai scut, așa rămâi. E cu membru și banat. Și ți-l scot de Crăciun eventual, să fac un cadou. Darek, salutare! Păi n-ai făcut, dar de ce te-ai oprit în sensul giratoriu? Pentru ce? Ai văzut că am trecut, eu m-am uitat la tine, te-am văzut că aștepți, am zis, bă, trec eu pe lângă el, că el cine știe la ce se gândește. Și de fapt, tu când am accelerat, tu ai accelerat și tu, dar o să te blochezi iarăși și iar o să-mi scrii pe Instagram, dar de data asta nu o să ți-l mai scrii și o să rămâi așa cu membru și cu... și cu ban, dacă tu așa consideri. 8. Da. Bun, deci o să ies acum, o să-i dau salvare. Salvare progres. Salvare. E, și o să intru pe single player. Iar pe single player vreau să-mi fac setările. Ia să vedem. Intru pe single player din Steam. Adică, ia să vedem, single player. Bun. Și poate dacă îmi fac setările din single player, există o variantă să își revină. Cred, ia să vedem. O să încercăm. Bă, când spune că aplicația rulează, să înruleze oare de două ori aplicația, e puțin ilogic. Trebuie să-și fac salvarea. Durează puțin până să-și face salvarea, știi? Aici n-am nici un Eurotrack Simulator, nu? Știi că mă uitam în Task Manager acum, voi nu vedeți treaba asta. Dar v-am zis, se întâmplă ceva ciudat. Stai că rezolvăm cazul, imediat îl rezolvăm. Refresh rate-ul. Bă, fii atent care e chestia, că îmi dau 60 de FPS-uri la display, refresh rate-ul. Și nu-mi rămâne salvat. Aline, dacă ești aici, say something. Deci îmi setez refresh rate-ul la monitor la 60 din Nvidia Control Panel și nu-mi rămâne salvat, n-am niciun buton de save sau apply. What? De ce așa ceva? Că l-am zăpăcit. Deci nu-mi rămâne din placa video. Stai să-mi fac setările pe... Ei, bun că dacă intru pe... în Windows la display settings și de la adventure display settings, acolo mi apare că e setat pe 60. Dar când dau pe click, când dau click dreapta și dau pe Nvidia Control Panel și mă duc pe adjust desktop size and position, dacă îl pun pe 60 nu îmi dă buton de apply și nu se întâmplă nimic, adică pur și simplu nu mi-l face. Dar în Windows mi apare ca fiind ok. Bun, hai să vedem totuși setările în jocul pe single player. Ia să vedem. Nu știu voi dacă vedeți acum. Nu cred că vedeți, nu? Nu. E, acum o să vedeți.
Aveți o versiune mai veche a jocului. Steam va actualiza automat jocul, cu excepția cazului în care actualizările automate sunt dezactivate. Păi știu, dacă îmi fac actualizarea la el, nu o să mai meargă pe multiplayer, nu? Bă, ceva s-a întâmplat, cred că s-a dat update la el. Că văd că și pe single player îmi stă așa, deci nu e de la track-em pe de la joc. Și eu dacă mă mouchman, pedi advice înseamnă să termine cu 2,31€ ca să nu mai fi supărat de stag cum arătând de mulțumim de tot, apreciez. Mulțumesc mult de tot. Chiar nu mă așteptam că eram aici concentrat, mă băteam posetări. Ce a donat 2,31€ ca să nu mai fi supărat. Ti fac suma rotunda X. Mersi. În general, stai să fac și o versiune local. Da, mie deci eu am versiunea 1.39. Și înțeleg că asta e singura care merge pe trackers MP-ul ăsta. Da. Dar de ce îmi scrie acolo că s-a făcut update la versiune și eu nu am, că uite aici când am actualizările pe auto. Ia să vedem acum câte FPS-uri am. A, uite mă că îmi cerea update, stai să-i fac și eu update-ul la joc. Stai că acum fac update, stați așa puțin. Stați că fac update-ul, are 1 giga, stați puțin. Stați puțin și nu fugiți. Bă, câte bătăi de cap mi-a dat Nicolas Gaming, salutare, bine ai venit din Viso Game. Salutare! Salutare, Vali, mersi mult de tot încă o dată, mulțumesc, uite, avem 136€. Sumă rotundă, într-adevăr, mulțumesc mult de tot. Cred că am trecut de aia 10%, nu? Da, acum mă îndrept înspre 20%. Cătălin Ilie Iordache, salutare. Poate e ceva care rulează și nu vezi. Nu, n-am, că m-am uitat să iau 1.40, că merge și aia, zice Marian. Păi acum îi dau update să vedem ce versiune îmi bagă și încerc. Eduardo Olteanu, nu te mai chinui, este ok, calitatea videoclipului, crede-mă. Bă, nu e, dacă o simt eu că nu e. O simt că nu e. Bă, poate am stricat ceva pe aici, streaming. Bă, Radu, lasă suma! Bă, mă, trebuie să mă terorizez. Lasă cu 69! Radu a donat 2,69 să rămâne, euro, suma 3 s-a rămâna. 3, era sigur că așa traduce, 3. Suma 3 să rămână. 3. Treaba aici nu e nimic, n-am umblat la nimic, două, mama măsi. Mai avem puțin, în 5 secunde se deschide jocul. 5, 4, 3, 2, 1... Bă, dar de ce vrei să-mi faci suma asta, să zică lumea că e pusă de mine la miștos? 69. Acolo, oricum se vede cine a dat. Păi să vede acum aș da, dacă mai vine altcineva și dă un euro peste tine și încă unul și dă un euro, o să apară băieții cu un euro și suma o să fie tot 69. O să scriu un chat, o să-mi pinuiești și mesajul meu acolo sus și o să știe că de la cine. Bravo, da. Bravo, da, logic. M-ai gândit-o. Cineva... Unde sunt haterii care comentează de 69? Care hater, mă? Unde ați văzut voi hater? Pe live-ul ăsta. Nu sunt hater, pentru că comunitatea asta e foarte mișto. Nu e de la joc și web-ul la fel se vede dadule. Ce mă, că eu web-ul, iau-te-l. Ia uite, mă. O fi ceva din OBS, cine știe? Nu neg asta. Cât să mai fac așa? O fi din... Da, cred. O fi din OBS, nu neg. V-am zis, nu neg treaba asta. Hai mă, că parcă e mai bine decât jocul. Jocul se vede nasolică. Cine e 69? Domnul Radu? Năluca neagră din cauza la OBS. Da mă, nu știu, cred că și OBS-ul ăsta are ceva. Habar n-am ce i s-a întâmplat astăzi. Dar m-a nenorocit. Bine, că aș putea să încerc să filmez... Să filmez fără webcam, ia să vedem. Dacă scot tu e bun timp ce fac curse. Au băieții o combinație de 69, Vali. Nu, Radu, băiatul are o combinație, nu băieții.
Ia să vedem. Ia să vedem întâi setările, activat 60, 150, hai să vedem cum se mișcă pe single player. Uite, momentan în meniu îmi stă în 60 de FPS-uri, deci voila! Ok. Mă, dă-mi o cursă repede să-mi bag joc de ea. De fapt, cred că pot să ies eu la liber. Joc, ia să vedem. Ies eu la liber. Care știu care treaba cu 69? Radu, Radu știe. Nu, tot așa 27 de FPS ori și în single player. Nu, e de ce e clar de, ceva de la joc, habar n-am. De la joc, de la, sau de la OBS. Cred că întinsă, cred că e de la OBS. Cred că e de la OBS mai mult ca sigur. Da, mă, de la OBS cred că e. Nu vrea! Că văd că și, că și web-ul face puțin. Da, 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 da. Năluca, Năluca neagră. Jesus, spun de 3 ore că e de la mine, încetează. E de la mine, nu e de la tine, de la mine. Se vede în lag de la mine, Năluca neagră, se vede în lag de la mine, doar de la mine se vede în lag. Nu este vina ta, este vina mea, Năluca neagră. Gata, sper că ai înțeles acum. Mulțumesc. Sper că s-a înțeles acum. Ba nu, uite, acum am 60 de FPS-uri. Am 50-60. Se vede, nu? 50-60. Nu e mă, de la tracker mă pu ăla, de la mama lui. Uite, am 57 de FPS-uri. Nu? Da, da. Deci nu e de la... E... Da, rămâi pe single player și cu asta basta. De la tracker MP-ul ăla e. Bine că îmi scade și la asta în 35, dar... Nu înțeleg de ce scade în 35. Asta altă... cu ploaia, dacă poți să dezactivezi ploaia. Nu, nu, că am dezactivat-o atunci, n-are nicio treabă, am dezactivat-o odată. Pieton, mediu, iluminare ambientală... Gen scăzută, filtrul sau nu știu ce dracu e. Calitate, textură... Să zicem aici mediu, vizualitate oglinzi înaltă, rezoluție oglinzi înaltă, ia să vedem acum. Poate de la calitate texture, deși eu n-am avut tot desactivat, ia să vedem acum. Top 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 tam 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 tam, ia 50. Nu, nu, deci orice fac, orice scad, el îmi dă în 20. Uite mă, o să scad acum toate setările, fiți atenți, scad toate setările la minim, să vedeți că e de la OBS, nu știu de la ce doamne iartă, fii atent. Deci chiar le scad pe toate. În mediu, scăzut, scăzut, dă-le dracu că le-am scăzut pe toate, niciodată n-am avut setările așa, zici că am calculator de la din 2015. Înalt, scăzut, scăzut, na. E totul scăzut, dacă și acum tot în 23 de FPS îmi stă... Nu mai zic nimica. Ia să vedem. Dar tot așa am stă mai de la OBS, nu. Ai încercat să dai restart la PC? Nu, n-am încercat, Mariane, pentru că ghiși ce, sunt live și dacă dau restart se închide live-ul. Barabim! Te-ai prins? După ce o să închid live-ul, cu siguranță o să pot să testez asta, dar ca să nu închid live-ul, eu încercam să rezolv în timpul live-ului. Nu, uite, am dat totul pe minim și îmi stă în 26%. Să-ți dai FPS-uri. În OBS, eu văd efectiv bine, adică eu văd... În OBS, da. Nu, eu de văzut văd bine. Ia și dacă dau totul cum era înainte, fiind. Ia, poate din cauza asta să-l dezactivez. Da, de la ultima actualizare, asta zic și eu. Asta mă gândesc și eu. Acum, de exemplu, v-am dat calitatea... V-am dat scalarea mai mare. Și tot așa, nici nu scade, nici nu crește, ar fi trebuit ca să-mi scadă. Uite. Nu e. Nu se vrea. Nu se vrea astăzi. Astăzi nu se vrea a fi un live reușit, din păcate. Stați așa că am și eu de publicat un video. Dacă tot suntem aici, dacă tot încă mai suntem aici. Fiți atenți, să-mi spuneți câți dintre voi primiți notificare, că sunt curios. Câți dintre voi primiți notificarea... De la clipul pe care îl postez acum.
content. Sunt tare curios să văd câți dintre voi primiți notificare și câți nu. Gata, l-am publicat. Ați primit notificare? Dacă n-ați primit notificare, vă las aici link-ul. Am nevoie și eu de un like, de un comentariu. Clipul l-am postat acum, puteți să-l vedeți, pentru că clipul de astăzi, din păcate, se va termina aici. Vreau să descoper care e problema. Windows-ul e băgat recent, deci nu e de la Windows, e ceva din OBS. Da, 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 nu, 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 da, da, Mario Marian, i5-8500. i5-8500. RIP notificare, da, exact, deci astăzi toate merg prost. Aici aveți clipul, vă mulțumesc mult pentru prezență. O să-mi iau revanșa mâine cu un live mai reușit, sper eu. Vă urez o seară extraordinar de minunată și mirobolantă. Eu mă duc la muncă în aproximativ o oră și ceva, deci va trebui să și mănânc. Vă mulțumesc pentru prezență și o seară frumoasă. Salutare!